Gina Matache, mama Deliei, despre gravele probleme de sănătate pe care le are. Nu există tratament. Mama Deliei trece printr-o perioadă dificilă. Gina Matache are o problemă de sănătate, a cărei vindecare nu există. De ceva vreme, Gina Matache trece printr-o perioadă dificilă. Starea de sănătate a artistei nu este cea mai bună. Din cauza unei probleme ce îi afectează mâna. Mama Deliei a declarat că nu urmează niciun tratament pentru această boală, pentru că, spune ea, ar fi în zadar. Durerile pe care le are nu trec cu medicamentație. Gina Matache a mai spus că își lasă grijile și sănătatea în voia lui Dumnezeu. Nu mai am cum să lupt, nu mai vreau să mă duc în spitale. Nu mă mai duc, stau acasă liniștită, nu țin niciun tratament și Dumnezeu cu mila, cum o vrea așa face? Problema la mână e mai complicată decât credeam noi, nu prea a există leac, nu prea avem practică, sunt lucruri puțin studiate. Mi s-a zis că mai mult nu se poate, deci ce poți să înțelegi? Nu există tratament, a declarat Gina Matache. Gina Matache s-a operat de tiroidă. Anul trecut, în noiembrie, mama Deliei a trebuit să se interneze și să fie operată la glanda tiroidă. Gina Matache a postat în acea perioadă o poză de pe patul de spital, fiind contactată mai apoi de presă. Artista a recunoscut că a suferit o intervenție chirurgicală. Ce să pățesc? Nu am pățit nimic, doar m-am operat de glandă de tiroidă. M-am operat aseară. Dacă mi-era teamă, ce să fac? Trebuia să mă operez, m-am operat pur și simplu. Mai ales că am fost pe mână bună, pe mâna specialiștilor, așa că... a spus Gina Matache când a fost sunată de către reporteri. Mama Deliei a ținut să le mulțumească medicilor care au avut grijă de ea. Nu se mai putea amâna această intervenție. Acum mă simt foarte bine. Nu am ce să zic, sunt niște oameni. Să le dea Dumnezeu sănătate. În sfârșit, avem și noi niște medici ca lumea. Cel puțin aici, nu știu cum or fi în altă parte. Aici, de la portar până la ultima ei infirmieră e exemplar tot. Am avut noroc, nici măcar la operație nu am simțit durere, nu am simțit nimic.